Aude, Alexandra, aude, ce are tata pentru tine ea, să în tine, ia uite. Un filmuleț în care paznicul apare în ipostaze stânjenitoare a fost postat pe grupul de Facebook al elevilor din liceul Mihai Eminescu din Călăraș. Imaginile au fost trimise de agentul de pază mai multor eleve minore. Iată ce spune unchiul unei eleve. Astăzi pe grup au primit filmulețele la anumite colege care le-a primit pe Facebook, le-a postat pe grup să vadă toți elevii. Dar acest individ face chestia asta de când este angajat acolo. Și anul trecut și nepoatei mele îi dădea mesaje pe Facebook, tot așa vulgare. Din câte am înțeles, le-a trimis la o fată de a 12-a C sau D. Paznicul. Și fata a dat filmulețul mai departe colegilor. Da. Din câte știu, asta se întâmplă de mult timp, înainte să fiu eu liceu. Paznicul este angajat al unei firme particulare și locuiește în comuna Independența din județul Călăraș. Nu a vrut să lămurească lucrurile în fața camerei de filmat, dar a recunoscut neoficial că el este expeditorul filmulețului. Totul a început după un mesaj primit, după un cont fals, după un cont fake. Eu n-am știut cu cine vorbesc și am continuat discuția. Fiind tânăr, și am văzut că vrea acolo, e relație serioasă. Totul a început acolo, nu vrea să ajungă cu judecată, cu tribunale, cu astea, că am și eu prieteni, am și eu părinții care... Eu am trimis filmulețul acela la persoana care avea contul făcut, la 177. Directorul liceului a dispus concedierea paznicului. L-am trimis acasă. Iar elevele, dacă au primit așa ceva, cum se face sesizare la poliție? IPJ Călăraș anchetează acest caz. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei știri apărute în presa locală.